Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi. Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă. Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. Veniți aici la umbră, stăm la umbră. Hai că toți te așteaptă. Am vrut să merg la polițistul sector. Bună, s-a dat repede, nu? Doamne, ne rușine, nu l-am cunoscut pe domnul Spână, deputat. Cine s-a? Dar dacă se insistă de la producție, trebuie să respecti. Eu nu știu cum a negociat contractul cu Gazprom așa de prost. Tare bună treabă. Ce mi-a spus asta? Încep să treabă. Bună ziua și bine v-am regăsit. Dacă am revenit după sezonul 1, asta înseamnă că fără Vreau la Țară nu pot trăi. Am tot spus-o pe la interviuri sau pe când mai mergeam, spuneam că audiențele Vreau la Țară și o să insist pe ideea asta, pentru că mi se pare important, spun eu, care, na, sunt mai mult sau mai puțin fața acestui proiect împreună cu Nicoleta. Avem niște audiențe care mi se pare exagerate, adică noi nu ne-am așteptat. Noi știam că acest proiect o să prindă, nu știam că o să fie atât de bun și atât de vizionat. Și din acest motiv am considerat că e necesar și oportun să începem un al doilea sezon de Vreau la Țară. Primul episod, sezonul 2, Vreau la Țară, și alături de mine sunt invitații și eroii din acest episod, Katie Black, te salut. Salutăm. Salut. Vitalie Călugăreanu, colegul nostru, l-am răpit 3 zile și l-am furat de la Jurnal TV, Aliona Mun și domnul Spânu. Salut. Bună ziua! Bună ziua! Am auzit de emisiune, adică eu știam că am văzut careva imagini la jurnal. Și surpriza serii, trebuie să spun că e surpriză, pentru că e prima dată când avem un politician la... Prima dată, nu? Da, știam. Dar am acceptat din prima. Vedeta episodului, cred că este domnul Spânu, n-ai cum, nu știu. Ce faceți? V-ați trezit de dimineață, ați făcut bagajul și ați venit la Jurnal TV, de acolo din am pornit. Da. Voi ați trezit, de fapt, dar ok. Sunt Katie Black, mămică a 3 băieți, soție și, cum acum spune, mai nou influencer, dar am început de la vlogger. Apropo, soțul Ecaterinei, domnița Ecaterina, a fost în primul sezon de Vreau la Țară, la ediția de la Pohrebea, ultima ediție, Cristi Cebotar. O să fac câte ceva la țară. Acum o să văd dacă ce mai țin minte din lucrul la țară. Am venit să îmi amintesc cum e să lucrez de dimineață până seară, fizic, așa. Pentru mine asta e o relaxare. După o săptămână în care am fost, din punct de vedere psihologic, foarte, foarte încărcat. Domnul Spână, cui ați lăsat responsabilitățile și tot ce se întâmplă pe umerii cui? Este o echipă mare la președinție și sunt sigur că... Să știți că noi am fost onorați că ați acceptat invitația noastră. Chiar mi era curios să-mi aduc aminte un pic despre ce făceam când eram mai copil la Casa Părintească. Eu te aud acolo gazul care spun că au emoții. Cum s-a întâmplat? Am venit eu înainte, evident că de fiecare dată am venit la pensiune și... Poftim, așteaptă invitații. Am vorbit cu gazdele, am întrebat cam ce facem astăzi. Ca de fiecare dată punem întâi totul la punct. Bună ziua! Bună ziua! Ne salutăm așa la cameră, ne-am văzut deja. Dar domnul Petru, doamna Angela... Mă numesc Angela Comendant. Suntem oameni de rând, cu mari ambiții. Suntem la prima ediție la Vreau la Țară. Am urmărit invitați, doamne, am emoții. Eu, sincer, recunosc că am mari emoții. Sunt Petru Comendant, împreună cu soție, iată, gestionăm restaurant, pensiunea pe care am pornit-o. Deci, mergem înainte. Avem pe Aliona Mun, interpretă, Vitalie Călugăreanu, jurnalist, Jurnal TV, Katie Black, influencer, și domnul deputat Andrei Spânu. Am adus și politicieni în sezonul ăsta, pentru că oamenilor le place să vadă politicieni muncind. E o provocare și este o provocare bună.
Deci trebuie să stabilim și asta, că asta e curtea de piatră unde suntem noi, da. Dar și pensiunea se numește Vila lui Nanu. Da. Vila lui Nanu. Acolo unde o să fie cazați. Da, unde o să fie cazați. Visul meu a fost de tot timpul să am un restaurant și a fost procurat acest teren. A fost un garajul colhozului, să zicem. Bă, dar și eu am niște stresuri, am niște tremuriși. Nu știu cum e. Ne așteaptă. El nu e, că nu e invitat, e un fel de gazdă, el ne așteaptă, el ne pune la treabă. Eu, de fapt, sunt prietena voastră, trebuie asta să știți. Tu ești din partea noastră, Prietenii mai spun, câte un secret când îl cunosc, dar tu nu spui nimic despre sarcinile care urmează să le avem. Dar tu nu ai spus nimic. Ba da, a spus că o să fie foarte grele. Sunt prietena cu voi, pentru că așa cum voi nu știți nimic, pentru mine fiecare episod este la fel o aventură. Emoțiile pe care le iei în acest proiect probabil nu le iei din altă parte. Chiar dacă a fost multă muncă și poate pe alocuri părea că noi nu muncim în primul sezon, sau cel puțin toate greblele s-au aruncat în spatele meu, nu a fost așa. Eu chiar am muncit în sezonul 1, am obosit în rând cu toată lumea și dacă am avut câteva pauze în care am stat pe telefon sau am făcut altceva, asta e pentru că am multitasking. Drumul a fost interesant. Domnul Spânu aproape că a început să ne spună secrete la un moment dat. Păcat că s-a terminat tare repede și nu a ajuns să ne povestească cum a scumpit gazul. Se aude transportul, se aude busul, îi văd, îi simt, îi miros. Haideți, ușurel, dragii mei. Muș Nicoleta, eu cred că Nicoleta de-am în bus, de-am le-o spus. Că acolo? Nu, băieți, nu-l ascultați, pe Cătălin, că el tot timpul iurește, el nu-l ascultați. Îmi place tare mult această combinație de oameni diferiți. Din microbuz am avut chimia asta și am discutat, chiar am avut, cred că vreo oră. Nicoleta, nu prea cu forță sau ce ne place? Atunci când am ajuns aici, telefoanele au fost puse pe stop, nici nu știu unde e telefonul. Uite, momentul istoric. Credeam că după primul sezon nu mă mai iei. Veniți aici la umbră, suntem la umbră. Eu pe mine tare mă bucur că iarba deja e cosită. Băi, m-am uitat și eu la asta. Eu tot la asta mă gândim. A fost soțul meu în episodul 6, dacă nu mă greșesc, da? Mi-a făcut niște prognoze, recunosc că înainte de a veni voi, am spus cam cum văd eu echipa asta. Cate, știu că a fost Cristi la Vreau la Țară, deci știi despre ce-i vorba. Aliona, eu știu muncitoare, nu-i așa îmi pare. Eu am autograf de la tine, apropo. Tu nu știi că eu am autograf de la tine, dar eu am autograf de la tine. I-am spus că am un autograf de la ea, ea nici nu știe, probabil, dar eu am autograf de la Aliona Mundi, pe vremea când eram mare fan al unui alt reality show din Republica Moldova, și anume Fabrica de Staruri. Eu am auzit de proiectul Vreau la Țară, dar nu l-am văzut anul trecut. Ce și-am mai spus eu, dar pot să vă spun și vouă, cred. Am spus că domnul Vitali îl știu de om serios. Serios, tare. Pe ceilalți îi cunosc, dar doar din internet și din aparițiile lor televizate. Pe Aliona de la Eurovision. Și domnul Spânu, mi îmi pare că domnul Spânu nu prea are încotro sarmană. Eu nu cred. Dacă când ați văd moment cu domnul Spânu, spune, băieți, nu, El a spus că e foarte pregătit, nu îl sperie nimic, știe munca cred. De stat, îi place. Cred. Eu cu Vitali îmi cred că o caracteristică importantă a unui om este să poată să fie autoironic, să poată să facă glume pe seama lui și să-l ia ca o chestie normală. Sper foarte mult ca să mai scoată niște secrete, nu doar despre gaz, că mai sunt tot felul de proiecte cu drumurile, unele ciudate, așa că avem discuții. Mie un pic, sincer spun acum, și nu mă aud că mai îmblă pe aici, sincer, ne o leacă milă, pentru că dacă spună că obosit sau că nu faci ceva, eu îmi dau seama că voi, stimați telespectatori care vedeți un politician care lucrează, a sărit în cap. O să luăm un mic dejun, însemnând chiar mic și repejor. După care fugim, lăsăm bagajele și în vreo jumătate de oră, nu de după ce ați lăsat bagajele, jumătate de oră de acum, începem lucru, pentru că avem mult și până seara am promis că facem mult treabă. Hai să mergem la masă. Băi, s-a început ziua foarte chill, adică ne-am întâlnit, ne-am așezat la masă, am mâncat, toți erau pe, haideți, haide acum, când ne apucăm?
Bine ați venit! Bine ați venit! Bine ați venit! Bine ați venit! Avem ocazie de ne întâlnim și în alt format. Bună ziua! Bună ziua! Eu nu o singură dată am spus că noi plecăm în Bulgaria, în Turcia, în România, dar nu ne dăm seama câte lucruri frumoase avem aici, pe loc, la noi. Doamna Angela ne-a spus, a spus că păcat că vin băieți numai pe 3 zile. Asta îmi pare rău, că vine numai pe 3 zile. Și mie, sincer, îmi pare rău. Dacă o să ne placă, mai vinim. Dar eu sunt convins că o să vă placă, domnule. Am spus că echipa asta, am mai spus-o de la camere, echipa asta mi se pare cu foarte mare potențial. Mergem întâi să ne cazăm. Ne cazăm la câți metri până acolo? 100 de metri. 100 de metri. Acolo dormim și acolo și lucrăm o parte din oameni. Da, avem acum ajutor și chiar e binevenit, fiindcă oricum de ceva săptămâni am început lucrările acolo. Deci, domn Petru, spuneți-le dumneavoastră la bărbați ce fac bărbații. Deci, în principiu, vila propriu zisă, unde o să locuiți. Deci, prima etapă e finalizată, am finalizat-o un an, și partea a doua, precum adică să o finalizăm, căsuța, a doua casă, da. Deci vrem să o finalizăm vara aceasta. În interior vrem câte ceva și dacă reușim cu băieții ăștia în 3 zile să facem o cameră, să o amenajăm, deci ar fi extraordinar. Adică, ca lucrări în una din camere, care am luat-o pentru făcut acum, fiindcă ca lucrările durează ceva mai mult, dar una, cred că dacă ne concentrăm, noi trebuie să o aducem până la cheie. Eu așa văd că din doi bărbați, unul merge și îl asistă, meșterul fac carcasa, și unul, al doilea, rămâne aici, care vrei dintre voi, legem, la vopsitul lambriului, fiindcă să-l aplicăm deja la vopsit, ca să nu stai sus. Apoi eu mă duc sus. Tu duci sus și eu vopsesc. Da. Așa. Bine, iată. Cătălin a fost insistent să le propui cât mai degrabă de lucru, cu toate că noi le puteam oferi și timp de odihnă. Și îmi pare rău, dar n-am cum să schimb chestia asta. Tot timpul gazdele sunt mai binevoitoare. Fetele? Am spus că la trandafiri? Fetele merg să culegem trandafirul. Și în afară de asta să vom pregăti și o parte din petale pentru ceai. Pentru infuzie. Vom pune la uscat. Eu nu mă tem de greutăți, ba chiar accept ca un challenge. Mă uit, dar cum e? Interesant, nu? Eu puțin și mă sperie, de fapt. Suntem la început, nu știu, poate până la capăt ne tragem de păr, dar deocamdată. Domnița Ecaterina, poate? Domnul Spână? Da! O ajutați, vă rog frumos, pe domnița Ecaterina să ia e geanta, totuși că... Mai ales că am înțeles că e... Însărcinată, domnița. Ai nevoie de ajutor? Nu? Cătălin. A? Nu, o refuzat. Are nevoie. Pe Katy Black nu o cunoșteam. Am cunoscut-o în microbuz. M-a impresionat. Are 3 și m-a anunțat că așteaptă a 4-lea copil. Da, da. Eu când am venit la 7 dimineața, credeam că toți oamenii și ies echipa. Doamne, ne rușine, nu l-am cunoscut pe domnul Spână, deputat! A, noi stăm undeva în vecinătate, să înțeleg, da? Da. Nu urmăresc pe Instagram și pe drum încoace am aflat mai multe despre ea. Câteodată așa mai am intrat în TikTok și vroiam să înțeleg care e sensul TikTok-ului. Când am urmărit-o pe Katy Black, chiar mi-a plăcut. 500.000 pentru Republica Moldova e ceva. Și s-a luat, s-a văzut că domnița Aliona și-a luat două costume. Aici. Aliona Mun a lucrat cu stilist vestimentar pentru acest proiect, ca să știi. Adică tot ce ai văzut în husele astea de dimineață pe care și le-a luat, pregătite cu 2 săptămâni înainte. La toster. Spații. Întrebarea mea a fost, sunt curioasă dacă în ziua 3 tot va avea 2-3 outfit-uri, sunt sigură că nu e așa. Dacă vă aduceți aminte de mine în prima ediție, sezonul 1 de Vreau la Țară, tot am schimbat vreo 3 rochii. Astăzi mă vedeți. Trebuie să faceți o melodie, un refren. Vreau la țară să vezi, știi? M-am uitat 2 episoade ca să înțeleg așa cât de cât despre ce e vorba și mi-a părut foarte interesantă ideea. Și uite că, da, sunt aici. Căsuța dumneavoastră se află chiar aici, pe partea stângă. Mersi. Plăcere.
Cu dumneavoastră spune lămurim. Foarte tare îmi place, mă bucur foarte mult că sunt condiții extraordinar de bune, o să avem unde dormi, pe noi ne hrănesc. Dar noi cum stăm? Trei fete și doi băieți? Da. Hai noi pe asta mai mare. Dacă vreți mai mult aer, mai multă libertate, terasa vă este la dispoziție. Sofca este și pentru dormi dacă vreți la aer. Eu zic fetele în cea mai mare, că suntem trei, dar băieții acolo. Voi ce spuneți? Da. Perfect. Înseamnă că... Da, punem al treilea loc în cleant. Da. Scopul, în mod ideal, dar cred că foarte realist, este să terminăm o cameră de acolo din căsuță, să o dăm practic în exploatare, să o dăm în primire. Mi se pare foarte real și astăzi când am venit aici la pensiune, chiar când am aterizat la doamna Angela și domnul Petru, mi-a spus domnul Petru că, băi, dacă facem până de seară podul, eu sunt cel mai mulțumit. Aici o să lucrăm noi. Astea sunt camerele și noi acuși vinim aici, una din camere. Pe care cameră o luăm noi, domnule Ion? Pe asta, da? A venit. Hai Nicoletto, de 70 de ori mi-a tot pronunțat numele meu, care știu că e foarte frumos. Ați acomodat? Da. Bravo. Vă zici că sunt frumos. Ca la bunica. E foarte răcoroasă. Da. Ne-am cazat, o cameruță tare mică, niște paturi foarte, foarte mici și chiar sunt curios cum o să încap la noapte pe pătucul ăla. Ați acomodat? Da, cred că e ok. După o zi de muncă în care îi dai bătaie bine, cred că nici nu o să simtă. Aveți un televizor seara la o emisiune de asta politică, un talk show politic, să vă dați. Cu Vitalie Călăgureanu mă știam, că am mai fost la câteva emisiuni la el. Sunt țară aici în zonă, nu avem. Dacă, ce bine! Deci, dacă sunt copaci de nuc... Pe mine mă iubesc țânțarii... Dacă sunt copaci de nuc, înseamnă că sădiți nuci și atunci nu veți avea țânțari în zonă. Deci... Copacul de nuc da, e secretul. Da, copac, da, antițânțar. Deci n-am știut. Da. Să recunoaștem că nu peste 30 de minute am ieșit. Au fost 33 sau 35 în care iarăși Cătălin a venit și... Hai că toți te așteaptă! În vreo 15 minute, domnul Călugăreanu și domnul Spânu deja erau afară. Sunt Vitalie, dumneavoastră gata? Da. Perfect, dar ne apucăm așa. Fetele au mai stat un pic pentru că și Nicoleta Adam era cu ele în cameră și nici pe Nicoleta acolo. Eu nu mă vreau să mă uit la emisiune. Eu sunt convins că acolo Nicoleta e, dar nu? Dar Nicoleta Adam povestește. Nu mă înțe, Nicoleta nu-mi da baba frumoasă să-i faci moșteni. Băi, atât îți trebuie. Cătălina mi este ca un... Prieten a zis că nu suntem, de acord, nu e prietenul meu, dar mie coleg și mie drag, așa că nu înțeleg ce planuri are și de ce mă tot mă... Domnul Ion? Eu! Suntem pe loc, cei mai muncitori și mai bravi. Vreau să vedem noi și avem de lucru. Domnul Ion, ca să știți, domnul Vitalie îi spșepe, el a mai construit casă la viața lui. Așa că o să vă înțelegeți pe te. Misiunea noastră în prima fază era să îndreptăm un pod. Dar și intră ele acolo? Un pod dintr-o casă foarte veche, din câte am înțeles are peste 100 de ani. Podul este din lut cu paie. Așa, noi vă lăsăm aici, noi trebuie să facem treaba repijor și bine. Nici o problemă, nici să... până și o persoană. Eu acuși vin și eu a doua persoană, oricum. Mă duc să-l duc pe domnul Spânul încolo și pe urmă eu vin înapoi la voi. Bun. Spor la muncă, am încredere. Noi am venit, am aflat de această pensiune nu de foarte mult timp înainte de a filma episodul și am hotărât că e foarte potrivit pentru primul episod Vreau la țară, pentru că avem ceva de construit, efectiv, o să vadă un rezultat palpabil și vizibil. Și am spus că noi vrem să venim aici în prima ediție. Eu am ieșit prima. Eu pe simplu m-am mai filmat așa cineva 24 din 24. Nu, asta nu e cel mai bine. Nu? Nu, îți dai seama, trebuie tot timpul să stai încordat. Ba nu, invers. Relaxați-vă. Noi nu suntem un proiect. Uitați-vă, domnul Spânu, da. Ca să nu vă temeți de cameră, trebuie să fiți sinceri 100%. Știți? Și atunci când vă filmează sau nu vă filmează, vă oricum sunteți așa cum sunteți. Așteptăm recomandări de la domnul Spânu cu economisirea gazului pentru anul 2023-2024. Da, ți-ai minte că erau și zvonuri câteva să-l stângă și să-l pornească cum lumina în Uniunea Sovietică? Nu glumiți că mama mea atât de tare s-a panicat când a și gaz, o să mut la București să-i pregătesc smoothie, zic, într-un bun. Dar stați, noi am pierdut un membru. Cine? Cine?
Da. Dar acolo, el pregătește emisiunea. A, el rămâne acolo. Păi, mă, stați, vine entuziasmat de a construi căs. El a venit de acasă, de la reparația, că el doar spunea că are reparația acasă. Da, eu am auzit. Deci aici, dacă pui o bucată de lemn, eu acasă lucrez cu beton. Sunt la etapa la casei mele, la care îi dau bătaie cu beton, fac pilonii de la poartă, torn, cu mixerul fac mortar și așa mai departe. Adică e mult mai complicat. Aici e așa, o relaxare. Din tâi ne-am cazat, ne-am schimbat pentru că să avem haine un pic mai comode. Aliona asta o demonstrat. Mergem să admirați frumusețile de acolo. Da, îmi dau seama. Uite acolo fotografii frumoase pentru content, Aliona. Da. Rochiță, ce trebuie să facem publicitatea? Percepe băiatul ăsta că noi suntem la Vreau la Țară, dar banii trebuie să vină de undeva. Vă rog, atenție! Atenție! Primul a fost să vopsim lambriuri. Nu știu câte sunt la număr, pentru ca să facem tavanul. Într-o cameră, într-o căsuță a pensiunii. Și am încă o chestie la care mă gândeam. Oare mai este posibil ca cineva să nu mai spună că v-ați vândut la pas? Eu nu credem, l-ați adus și pe spână. Cum, dar dacă sunteți tăți acolo așa? Și acum o piesă pe fundal și nu mai trandafiri. Astăzi noi culegem trandafiri. Facem? Haideți. Numai, vă rog un lucru, când vă apropiați de plantă, vă uitați atent să nu fie albina, o luați așa cu toate mâinile și iată așa o rupeți. A, și se rupe ușor. Da, numai să nu fie albina aici să vă muște. Nu știu, eu o să dau bucățica asta și să-mi spuneți dacă tot normal. Eu acasă am dat gardul, asta, după care parchet, știi, dar nu dădem cu vopsea, dar parchetul dădem cu lac. Lac să duce așa. Bine, și am să vă rog, dacă nu vă spărați, numai o sticlă de apă. Sau un ulcior cu apă, ce este. O să mai avem pe parcursul sezonului 2 invitați din zona politică, pentru că dacă sunt oameni publici, ce să facem? Îi chemăm și pe ei. Știi că virgulă căpușa adoră pielea curată și cremuită, parfumată. Așa că ne încadrăm perfect în standarde. Fetelor, eu deja ne imaginez o cadă cu apă rece și cu acești trandafiri. Și niște lumânări de astea parfumate, domni. Sinceră să fiu, credeam că toate task-urile domnului Călugăreanu și a domnului Spânu vor fi împreună și ei vor avea diferite dialoguri din astea de-a lor, ca la cabinetul din umbră. Deci eu am crezut că eu să fac cabinetul din umbră aici, la locația unde suntem, dar e foarte separatist domnul Călugăreanu astăzi. El, când a auzit la începutul zilei că el va face tavanul casei, el avea așa un entuziasm, nu știu, parcă a spus că casa o să-i rămână lui. Nu ți-a apucat de treabă, da? Așa, ușor el. Ia ca... Nu-i criona asta. Găsit? Bun. Pune, la zero. Mai este ca să-mi drepte, da? O să-l dacă drept? Domnul Călugăreanu parcă îmi pare că are o leacă mai mult de lucru, în sens că trebuie să fac podul de la cameră și eu cred că o să trebuie să-i schimbăm. Sigur o să-i schimbăm, să facă pe rând treaba asta. Ai stai junici? Nu, ăsta nu trebuie. Dar să-l trag? Sau nu trebuie. Numai semne să fac? Da. Din cauza timpului și a temeliei, probabil destul de proaste, s-a lăsat un colț din casă. Mi se pare cam... Nu este. Asta nu e corect. La ochi se vede că nu e corect. Domnul cu care lucrez timp de o săptămână a încercat prin diferite șmecherii să îndrepte în măsura în care hidraulic asta este posibil. Am băgat tot felul de instalații acolo și timp de o săptămână tot sucea și a ridicat-o un pic. Au și s-o suflet.
Da, sigur că da, el e șeful, eu mâna a doua și am făcut o treabă, chiar îmi place, chiar bună. Eu sunt sigură că ceea ce am făcut noi cu fetele astăzi, task-urile au fost mult mai simple decât ceea ce au făcut băieții. Nu se compară munca noastră, deși a fost și ea în soare și pe câmp. Și... Dar eu am înțeles că ei au făcut de tămai tavanul. Dar sigur o să amplifici munca și o să dăm la toleranții maxime. Deci mă duc eu să o aduc pe Aliona încoa? Eu credeam că tu ai luat rolul lui Cătălin. Eu vreau să-i las, păi, dar hai la o masă ceva. Nu? Am vrut să merg la polițistul din sector. Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi. Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă. Real, parcă o răsărit încă mai mult de când... Dar eu nu știu, parcă eu te-am usă înapoi. Ia uite și jos, nici nu i-am văzut pe aici. Trebuie să facem o fotcă la ligianele astea. Nicoleta e foarte bravo, lucrează în rând cu mine, bravo, nu chiar bravo. Ia uite, văd că și mâna s-a dat repede, nu? Băi, asta am făcut, de multe ori. Eu acum am oportunitatea 3 zile să stau aici la o pensiune, care este în dezvoltare. Probabil să discut și cu gazda, să înțeleg inclusiv care sunt problemele și cum poate putem noi să ajutăm eventual. Se vede că nu-i prima dată când om pune mâna pe perie. Da, se vede după cum o poartă. Alții, eu tot îi învățam, dar el o ține. Nu trebuie să circul, e trebuie mâna, nu, n-are mișcare și tot așa, să uita la mine, ce mai vrea să vede. Chiar din primele minute am înțeles că activitatea o să meargă și sunt foarte receptivi la ceea ce au de făcut. Ui, ce răcoare, ce bine! Turnați totul aici ca să vă fie comod. Iată așa, scoateți petalele de pe chestia aia. Și le puneți-le pe în... Așa de frumos miroase. De plăcere. Și bani facem și plăcere. Resturile în alt ligian? Da, restul în alt ligian. Și pe urmă le puneți aici și aici vom zahără. Este toate? Da. E abia începutul. Mai sezonul. Mai avem noi plantații în afară. Da, de pe rândul ăsta le-a spus toate? Da. Da. Parcă ni se pare că tot e așa încă încetșor, ușurel. Dar sigur o să amplifici munca și o să-i dăm maturații maxime. Ba chiar de 3 ore a mers în jos, în sus, în jos. Ele răsăreau până când noi ajungem până în jos. Acum eu vreau ca podul să fie făcut până de seară și să mai reușim să facem și altceva, inclusiv în camera aia. Mi se pare că ar fi cam puțin, ar fi podul. Sau, în orice caz, aproape sigur, nu ne culcăm până nu-i gata podul în casă și stăm până la 8, 9, 10, până la cât trebuie de stat, sigur ne culcăm cu podul gata făcut. Vreau zic așa ca observații. Noi am avut pe domnul Mișin, l-am avut din talk show-uri politici, domnul Mișin, domnul Gonța, domnul Călugăreanu și pe stream muncitori. Aveți voi ceva? Aia. Domnul Vitalie cu domnul Ion acolo au pus lațurile astea de lemn pe care trebuiau fixate pe urmă, fixat podul propriu-zis. Cu lațuri din lemn am îndreptat podul care stătea așa, acum l-am făcut drept. Când mă sunt doare, așa-i? Când montez vagonca de amopileaț pus, așa-i? Pe acest pod noi deja o să punem lambriurile și o să avem un pod ideal. Trebuie să o excluzi, ăștia 2 cm, excluzi și lichești acolo aproape de pod și aici amăjești cu 2 cm. 3 cm grosim. Apoi, ca câștigi aici 3 și acolo o lecțic, poți așa și vizual n-a să vadă. Vitalie foarte priceput, l-a făcut reparații și foarte, foarte muncitor. Cred că facem o echipă bună. Verificați-le primele două. E bine? Eu acolo și să încă și mai repede să fie. Dar mai avem ciocană cu apă. Când vezi că omul cunoaște și are o predispoziție de lucru în felul ăsta, cred că o să meargă bine. Apoi eu mă gândesc să vin și o fată și faci mai repede asta, pentru că acolo la trandafiri îți descurc și două. Deci mă duc eu să o aduc pe Aliona încoa. Domnița Aliona? Da. Politicianul e sluga poporului. Dar totuși, mai avem nevoie de cineva totuși acolo să-l ajut pe domnul Spânu. Pot eu. Mi s-o transmis în cască de la producție. Da. Că merge domnița Aliona cu mine. Eu să ce?
vopsiți. Ia uitați. Așa un pic, în standa firaș, un pic. Așa, mai variați. Hai, puța. Ia uite. Pe Alona ne-ați luat-o. L-ați dat-o lui domnul Andrei. Să lucreze, să vopsească în rochie și e frumoasă. Sper că n-o murdăriți. Ar fix așa arată. Dar și ea trebuie de băgat. Da, cred că încă una. Pentru mine asta e ok. Eu acasă la mine fac muncă mult mai grea. Am înțeles că după masă ne schimbăm. Ei pleacă acolo și eu ceva pe aici. Și o să vedem. Încă nu îmi dau seama ce urmează să se întâmple după masă. Domnul Spânu colaborează cu domnița Aliona. Fac echipă la vopsit acele bucăți de lemn. Și le pregătim pentru pod, iar domnița Ecaterina cu domnița Nicoleta pregătesc țuica de trandafir. Da, dar știi și? Aici trebuia să săpată în pereți, în pod. El vine mai jos decât aici. Și decât așa la. Tăticul meu, neavând băieți, ne-a învățat pe noi fetele, că are două fete, și ne-a învățat pe noi să facem de toate. Cine m-a pus să mă laud că l-ajutam pe tăticul la reparația acasă. Corect, poate de asta. Cine a oprit gazul? Eu. Asta să nu dați. Domnul Spână, aveți ajutorul artistă. Eu o să merg cu pierii, nu azi de cum auzi dați în urmă cu rulou ăla, că avem numai un. Cu gaz a fost foarte dificil, pentru că țara noastră a fost supusă unui șantaj enorm. Să bem un pahar cu apă, să meargă mai cu spor. Evident că multe lucruri au rămas în spatele sticlei sau a cortinii, cum se spune, dar eu mă bucur că noi, totuși, după două iarni foarte complicate, am reușit să scăpăm de șantajul rusesc și cred că asta e cel mai important. Mai avem de istea, nu vă stresați, că... Aaaa! De pe istea nu puteți să le scoate moare, să le punem undeva la uscată în altă parte. Că muș domnul Călugăreanu acolo termină de făcut podul. Păi eu am început de la o ceaică. Cu un aparat ceaică ne-l-a dorit în clasa 8-a, aici de clasă. Și neavând ce face, m-am apucat de făcut fotografii. Primul laborator l-am făcut în Beși, în magazin. Da, mai vineau să vadă dacă muncim sau nu. La un moment dat ne-au prins la o... Domnul fumează și el fuma, eu mi-am luat o sticlă cu apă și ne-a prins că stăm. Noi ia ca aproape terminăm. Dar voi... Noi tot aproape terminăm. Noi pregătim de-am... Aici sunt aproape vopsite acolo, o bună parte sunt vopsite. Da? Vagoncă? Da, da. Da, până noi avem 3 leaturi. Dar numai într-un strat? Să vopsești? În două. Două? Dar primul strat trebuie să-i uscat. Primul suge, el intră în... Da, pe cum? Adio. Adio. Și ăsta e a tău. Paharul. Mulțumesc. E un om destul de interesant. Am vorbit și despre muzică și despre toate, despre politică mai puțin. Acuș. Până la urmă ai scrins. Despre muzică cu Andrei Spânu? Da, el mi-a povestit ce muzică asculta în tineret. Adolescență, rock. Rock. Da, foarte mult. Și am început cu rock de ăsta mai liniștit. Alternativ, în parcă, zicea înainte. Aha. Și după care am ajuns la rock de ăsta tare greu. Aliona mă ajută pe mine, dar până a fost cu Katie și au cules trandafiri. Să fac dulceață. Domnul Spână, văd că atâți pricepi. El da-mă și influencer și l-am învățat cum să fac stories-uri. Bravo, domnul Spână. Trebuie să lasă. Vrei să ne ajuți? Nu-ți da, poți să încerci, că e foarte pricolină. Foarte ușor. Așa frumos groasă. Mă tem spun ușor. Da? Da, dar e ca așa de... Nu, e ca așa de... Întorci și chiar tragi. Și eu am auzit că ați spus cu ușor, tot aici. Aici de se bagă la cap și urmă... Vezi că nu e chiar ușor, nu știi ce mâini. Da, înțeleg. Da, gata, să ferim. Suntem gata să facem tătă ziua asta. Eu văd că cum dictează Nicoleta, așa și-o să fie, da? Nicoleta e... Celor două fori s-au dus, au plecat.
Da, e ca Cătălin, eu am alergie la dânsul. Vine și numai cum vine încep să ne scarc în nasul. Zic că iar vine să ne fac observații, să ne dea ceva de lucru, dar eu am noroc. Numai el vine și vrea să ne dea să măturăm ceva. Vine doamna Angela și fetele, v-am adus să lucrăm ceva. Să mă jelui acum, dacă tot am vorbit azi foarte mult timp de hate și oamenii care comentează. Eu înțeleg că e foarte simplu să stai acasă pe canapea, să faci ceva sau să nu faci. Nu mai știu ce fac oamenii și cu ce se ocupă. Și să comentez că o dau pe românca, că nu fac nimic, că nu-s bună de nimic, că-s așa, că-s așa, că-s așa, că-s așa. Băi, vă mulțumesc, dar să știți că după hate-ul vostru, după comentariile voastre, clienți în domeniul meu apar mai mulți și promovări și proiecte. Înseamnă că e bine să vorbească lumea. Am muncit foarte mult în sezonul 1. Vreau să recunosc oamenii care privesc, trebuie să-și dea seama că e emisiune de TV unde se muncește mult și nu neapărat totul apare la cadru. Mi-a fost dor și de Nicoleta Adam în sensul acestei emisiuni. Pentru că pe la jurnal, pe unde mai vedem noi, sau pe stradă, pe unde mai vedem, e domnița fashionista. Aici vine și pune umor la treabă și mi-a fost dor de această colaborare și de-aia m-am avut de-am vreo două mici altercații, ce e, ce na. Ce poți să... ăștia suntem. Da, ei am văzut din primul sezon că se mai... așa și mai pipărează un pic. Dar e interesant, îmi place relația lor de coprezentatori. Dar cum ați fost dumneavoastră convins să veniți la emisiune? La care? La asta. Dar n-am fost convins. Așa, ușor ați acceptat? Da. Domnul Spânu... Am mai spus dimineață, mie un pic milă de el, în sensul, nu în sensul rău. Dar de unde atâta încredere că nu vă punem în lumină proastă sau că nu montăm? Dar eu n-am o problemă cu asta. Eu mereu am spus, că noi suntem, trebuie să asum chestia. Na. Mi-e milă că e greu ca politician și cred că mai ales la noi în țară să vii la un asemenea produs, la o asemenea emisiune, și mai ales să vorbești liber despre orice, când orice cuvânt și fiecare lucru ar putea fi interpretat. Cred că totuși aveți încredere cumva. Mă. Nu, cam încredere, dar... N-aveți cum, altfel să vă duci la o emisiune unde se filmează 3 zile constant. Și ce poți fi? Ce cel mai strac? Ușor poți montez. Ce? Să montez, aiurea când să pun lumea proastă. Înțeleg, dar voi nu sunteți interesați în asta. Adică eu mi-am dat seama. Păi asta spun, de asta spun. Este oarecare încredere în voi, nu? Da, da. Păi nu, asta voi spun. Da. Asta zic. Da, eu prostii pot să fac. Hai, vă rugăm, pentru rating. Hai, da. Săriți la bătaie de sală. Domnul Călugăreanu, să faci să vă spăgiți. Da, trebuie Călugăreanu să găsesc. Când el mă critica, să... Corect. Dar domnul Andrei e foarte activ în această repriză, lucrează... Nu mă aude. E prea lung, în primul rând. E prea lung, dar n-ai mă să... El pune la perete. Apoi asta. Asta, văd. Sure, de voi. Davai, dai și dă-ni ceva sure să ieși. Am pus leațurile în partea de sus, am îndreptat podul, am început să punem lambriurile. Lambriurile care au fost vopsite pe parcursul zilei de Andrei și Aliona. Asta e și salvat, că noi nu i-am tăiat. Copacul dragostei. Noi așa l-am numit, copacul dragostei. Pentru că printre pietre au ieșit așa încolo căciți. Știți, din start când mi s-a propus să vină să lucreze la noi, invitații noștri, mă gândeam, trebuie să găsesc careva fete să vină când afara camerei să termine lucru. Păi nu, muncesc pe bune. Da, asta s-o cu două flori diferite? Ce aveți în vedere? E ca așa, una și așa a doua, da? Da. Noi am găsit cu toți limba comună, sper așa să rămână și până la finele emisiunii. Da, aveți echipa aici de fotbal? Avem. La Raion? La Raion. Și cum? Eu până cât am fost primar, eram eu antrenor și chiar în divizia de muzică. Și m-ai ajutat și cu bani? Da, așa primă... și eu ce pot, adică, mă rog, fiecare an îmi bat cap să aibă un set de echipament. Mi-a spus că a fost primar, a fost și antrenor de fotbal, da. Federația Moldovenească de Fotbal, eu am un timp iată. Care? Federația Moldovenească de Fotbal. Aha. Ați fost pentru fotbal, dar puteți să-l cunoașteți, dar pe tatăl.
Spânul? Andrei Gheorghevici. Ei, cum să nu știu pe Andrei? Andrei Gheorghevici, el a fost printre fondatorii la Izvoraș, 67. Da, uite. Trebuie să fac o poză, să fac o poză, să-i trimit. Ia-mi tac. Ne-am dacă să... Dacă să reacționez, dar nu-i spun cine. Nu, eu spun, stați. Stați. Alena, tu lucrezi sau? Înapoi. Am venit să văd care e floarea. Eu credeam că tu ai luat rolul lui Cătălin. Jandarm. Eu știu, nici nu mă. Da, cum lucrează Cătălin? Mă pășam toate edițiile. Aici, în partea asta, domnul Spânu cu domnița Alena au vopsit tot podul care urmează a fi pus. Deodată vopsit, pus la uscat și în ceva timp deja era gata să fie instalat. Deci s-a lucrat foarte bine din punctul ăsta de vedere. Adică cei ce le-am dat, au făcut. Na, ce n-ar strica un pic de muzică. Așa e? Poți să pun telefonul meu, vrei? Uh-huh. Am găsit un playlist pe Spotify. Uh-huh. Se numește Chill Mix. Oh, perfect. Acești invitați și această echipă are un potențial foarte, foarte mare de lucru. De asta o să insist să lucrăm cât mai mult, pentru că ei pot. Și dacă pot, și dacă... Mai mult că pot. Îmi pare că încă și vor acum. Adică suntem încă la început unde ei să... Bă, uite, hai, lucrăm, da, hai, faci. Deci n-avem voie să nu profităm de potențialul acestei echipe. Cătălin! Cătălin mai cânt câte o prostie din când în când. Ah, ce frumos! Cu muzică poți să mai faci așa... El a fost de câteva ori cu vorba. Măi, ce miroase aici, muncă, chin. Și-a vopsea. Da, să fac, doamnă. Trebuie să facem o altă emisiune. Ia, spuneți. Reality show, vreau la guvern. Vezi cum tragi fiecare. Stai, scuzați. Dumnealui văd că ușor începe să mă ia parcă peste picior un pic. Și aici mi se pare foarte drăguț și... Na, eu apreciez ironia oamenilor și apreciez când cineva mă ia peste picior. Chiar îmi place chestia asta, pentru că îmi dau seama că vrea să spună cumva să bat o leacă cu mine. Dar ultima dată când a venit, eu l-am pus la... am încercat să-l pun la treabă. Dumneavoastră. Cine a câștigat fabrica de staruri atunci? Care era? Care din fabricile? Alex Belenchi. A doua. Pe acolo era și Manciul, vei? Manciul era în prima. Pare că, da. Câștigată, da. Deci cu cine ținem? Eu, sincer, eu nu țineam cu Alex Belenchi. Era și Bruno atunci, în anul... Nici cu Bruno îmi plăcea, dar nu țineam cu el să știge. Cu mine, cred că. Cu dumneavoastră, da. Nu, recunosc că... Dar nu spune cu dumneavoastră. La această emisiune, eu să... Ca să țin și distanța și ca să păstrez și respectul, să vorbesc așa. Cătălin își face treaba ca moderator. Câteodată îi mai ajută un pic. Mi-a ajutat mai mult la vopsit. Cătălin e ca jandarmul. Ba vine pe din spate, ba pe față. Dar așa să ne prinde. Dar nu ne-a prins pentru că noi suntem foarte sărgâncioase. Așa sunt oamenii, nu-ți fă griji. Mulțumim pentru ajutoare, Cătălin. Asta nu mi-e asta, domniție Caterina. Că despre ea am întrebat. Nu, dar el a spus că tu l-ai redirecționat. Păi da. Corect. Nu mi-ai dat permisiunea. E permisiunea, nu, dar direcționarea. Vitale! Unde-i Vitale? Cum viața acolo? Foarte bine. Andrei, dă-i, te rog, două de astea. De asta? Da. Mulțumim. Mă duc să mă aduc. Mergem înapoi? Eu m-am născut la oraș, am trăit la oraș, dar verile în copilărie le petreceam la țară, la rude și făceam tot felul de chestii la țară. Așa, turnăm în asta? Nu. Nu în asta albă turnăm apa. Păi da. Așa. Apoi punem așa și întoarcem. Și întoarcem, da. Așa. Nu, invers. Așa, da. Dar și vezi să fie fixată bine. Opa. Și încearcă să o întorci. Numai găurelele să rămână. Tură, repet, gazdele menajează invitații, ceea ce pe mine nu mă aranja, nu mă convine, nu mă aranjează. Da? Oh, super! Fiul meu până în ziua de azi încă nu știa întoarce. Nu reușește.
Eu am început să respect și mai mult femeile de la țară, știind cât lucru au ei. Eu deja îs out, obosită, gata, eu vreau acasă. Oi, vine de grabă și vârsta ca și eu, două băieți la tabără. Tot e pietate, știi? Viața e pietate. Da. Cât ani ești băieță să fie mai mare? 3. E, da, mai are o leacă, încă 4 ani, tocină. Dar, de fapt, mă gândesc, poate să-i dau într-o clasă pe Eugen cu Simon. Da? Ar fi destul de rău. De rău? Da. Poate frate, voi. Da, mai gine îi lasă. Mai gine aparte, da? Da. Bine, mersi, o să fetele, nu știu, le-am văzut pe acolo pe la flori și apoi pe la alte flori. Din floare în floare. Aici te frate frumoase. Da. Sunt găinușe, dar sunt de cele încălțate, mășcate. Dar sunt și curculițe în ele. Mai ai puter? Da. Asta zi foarte fain. Bă, eu zic, uite, bă, eu cred că de 5 ani de zi, și nu iubi sobiere. Să duc la frizele în cruce, să pus o mază întreagă. Vezi ce înseamnă un act de beneficie. Nu, am avut o pauză de vreo 25 de minute cât o rămas, că era jumătate de oră, dar mi-a tăiet-o. N-ai trebuie. Cadiem. Cadiem. Cu ce-i să bați? Cu dulea? Ce să bați? Vagonca. Dar și nu cu șuruburi? Nu cu șuruburi. De ce? Stola. Ah. Sente speciale. Ah, păi da, da. Care șuruburi vrei? Adiem. Și așa de mare? Trebuie un doi? Apoi cu ce să-l aducem? Cu mașina lui Petre. Ah, să merg, să-l încărcăm? Încărcat, îl încărc. Tot de așa. Nu, dar pe da. Cum vrei? Dacă zici să merg, merg. Da, este un domn care, da, la pod n-ai cum să lucrezi altfel. Trebuie să fie cel puțin doi, dar cel mai bine când sunt trei. Pentru că îți mai dă instrumente, unul ține de un capăt, altul ține de capătul celălalt și fixezi lampriurile astea, după care le bați în cui. Multe sate, multe case de astea părăsite pe aici. Mult. Ce? Majoritatea tineretului plecat pe tare. Uh-huh. Rămas bătrânii să și ei vai din capul lor. Uh-huh. N-au de lucru pe aici, n-au. Ce să fac oamenii? Compresor. Trebuie compresor, că să împușcăm aici. Dar hai, luăm masa. După asta ne apucăm de biret. Ne terminăm de masculat în trepte, le facem. Bun. Cum? Ce știți? Vezi, eu ți-am spus, hai. A nimerit. Acum chiar mi se pare o atmosferă foarte relaxantă și între participanți și eu cu Cătălin. Avem doar 4-5 ore de când suntem aici, dar sigură că abia începe acțiunea, pentru că așa, cumva după prânz prima zi, începe forfota și pregătirea și eu zic o să fie ceva de foc. Nu, cel mai bine, dar vezi că nu ne așezăm la masă până nu terminăm aici, că domnul Călugăreanu a terminat acolo, noi terminăm de treaba asta și domnul spună. Iar mă luai peste șoruț, că te descurci, îmi place. Știi de astea. Eu v-am spus despre prognozele mele. Uitați-vă. Eu vreau să-i las, poate, dar hai la o masă ceva. Nu, Cătălin, e mâna. E mâna, eu vreau să termin lucru. Cum se zice la moldoveni că când iai oameni la lucru, îi pui întâi la mâncare, dacă mănâncă bine sau și lucrează bine? Peruș, znaci peizam. Cătălin, avem 2 mese, dacă... Am înțeles. Nici nu-mi permit să stau la masă cu vedetele. Ei? Noi... Asta nu ne permitem să stăm cu prezentatorii. Corect și asta. Masa a fost foarte gustoasă, apropo. O zeamă de ce cu tocmăgei făcut de casă, acum că... Doarnă ceva. Să gustăm compostul. Cardei e prea ieftin, da? Momentul la care noi imprimăm aceste secvențe, încă nu se știe cine este candidatul pasului pentru funcția de primar. De atâta noi încă intuim că s-ar putea să știe inclusiv Andrei Spânu, deși el nu zic că nu, eu nu vreau așa ceva. Mâncați mult. Vreau să vă spun că după prânz lucrul abia începe. Nu vă relaxați. Adică mâncați prea mult. Mâncați prea la puteri. Da, dar știi când ai boala porcului, când mănânci prea mult, vrei să dormi. Noi nu avem timp de dormit. A, da?
Asta am învățat de vizită. Cine vrea pâine, băieți? Când vine să vin stia în brațe. Pâine. Dar nu poți, că domnița... Cătălin, nu i-ați spus... Dar domnul spune, aș vrea și mai pisior. Pișor. Dumnealui... Asta e pâine de cal. E șugubăț. Mă tind că el nu auză de 02 pe TV unde se fac parodii. El nu cred, știi? Nu a fost atins de 02. Poate, poate, nu... Corect, ce numai el să facă glume. Putem și noi glume, numai că el poate facă cât vrea glume, nu e așa, suntem mai limitați, nu face mult. Aș vrea să duc, tu m-au făcut cerbinte în burtă. Asta din care pază așa? De la tavanuri. Tățuica aceea de gutui, eu nu scutăriile, dar n-am putut să nu beau tățuica de gutui, pentru că a fost prima dată când am gustat. Foarte bună. Bun, mulțumim hai, tare mult. Tot ce vrem să vă spunem înainte de acest păhărel, munca nu se oprește aici. No. Așa m-a învățat maestro. Da. Bravo. Frumos spus, Nicoleta, nu mai adăugăm nimic. La Drag la Țară nu se mănâncă prost. Asta e bine. Peste tot se mănâncă bine, cu produse de calitate, din grădină, sănătoase, bio, eco, cum doriți, dar nu am mâncat prost nici la nord, nici la sud, nici la centru țării. Avem jumate de oră pauză și pe urmă ne apucăm mai departe treabă. Eu o să vă spun în continuare ce o să avem de făcut. La 4... La 5. 40. Ne vedem acolo, în fața căsuților. Uh-huh. Mergem să luăm lambriuri, să nu zic? Scândurile de astea de voastre? Da, să le ducem încolo, da. Ok. Putem și așa. Și cu Cătălin tot. Domnul Spunu. Sigur, domnul Spunu. Asta după pauză faceți. Echipa este foarte, foarte bună. Cumva așa, unită și consolidată și pusă pe muncă. Cătălin, mai cu inimă. Hai, domnule, la cât am spus afară? Uite, da, acum chiar mă simt la țară. Nu, no, pe așa ies guvernanței. Ce nu-mi place e că el mă provoacă. Pas curcanii, pas și eu. Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. Care-i treaba cu atâta? Eu cred că dacă fiecare o să iei câte două, trei, noi ne ducem la un race. Așa-i? Suscate? Aici, da. Deci. Care suscate, dar care? Toate suscate? Cam toate. Nu lua chiar mai. Da, așa, una câte... Nu, da. Trei? Nu, trei e ok. Sigur? Da. A fost într-atât de gustos că eu după deodată am vrut să mă culc. Într-o zi ți-am dărut. Știi ce am văzut eu pe drum în casă? Da. Și vreau să vă spun că lucru care au făcut fetele ne va hrăni un an. Chiar aceleași floare de trandafir care au cules fetele, deci timp de un an îl folosim. Dacă terminăm tot lucrul până mai devreme... Cătălin, mai cu inimă. Aveți liber să umblați prin sat? Să mai explorați satul, dacă vreți. Da? Da, cum? Da? Oh, ce cânișor micuri! Uite cum ne-a oprit tețcă. Are ceva cu lăbuță. Da. Ce păpășie! Da, noi după masă mi se pare că mai am avut treabă mai ușoară, cu toate că am stat în soare și s-a cam simțit lucrul ăsta. Și acum, pe rând, mergeți și vedeți ce am lucrat eu. Haideți! Corect. Dar poate după pauza asta de făcut, din partea asta. Apropo, da, mai aveți 23 de minute. Sincer vă spun că nici nu m-am așteptat că așa volum de lucru să se facă astăzi. Nu te aud că afară de-am tăsânjete, dar el nu. Până mă așteaptă. Hai, domnule, la cât am spus afară? Hai că venim. Aș poate fie și pe că am spus. Și hai de voi încă... Ca voi, dar domnii... Bună seara. Data? Dar până am spus la 40, întâlnim afară. Dar nu avem ceas. Da, el ne-a mustrat un pic, pentru că eu am zis că 25 minute sau jumătate de oră, dar voi de-am stați 40, așa că... Da, am încălcat un pic pe bec. Vin, uite ce fac, lucrez, că nu stau. Sincer îți spun. Stau toți oamenii și ăștia așteaptă pe tine? Frumos asta? Business mai mult. Exagerează pe loc drept, părerea mea. Domnul Vitalic, domnul Andrei...
O să rămân aici cu domnul Ion. Bine. Cineva am înțeles că lucrează la partea de sus, cineva lucrează la o parte de jos, despre care o să vă spună domnul Ion. Lipsește o parte din podea și trebuie să un pic să îndreptăm ca să punem o bucată de lemn ca să fie uniform pe toată suprafața. Așa, fetele, mergem în partea aia la doamna Angela și ducem... Avem niște treabă în jie. Da, în jie, chiar e binevenit așa. Stai, văd că aveți tot pălării, chepsi... În jie. Nicoleta, știi cum e... Ia-mi spune tu asta, spune asta lui Cătălin, deși el nu lucrează, deși așa, deci haideți voi conflictele voastre în doi, eu spun... Deci, arătați sus, da, sus faceți cu domnul Călugăreanu, domnul Spânu, acolo jos trebuie să facă, perforat. Îi arătați dumneavoastră, gata, domnul Spânu, vă las pe mâna domnului Ion, domnul Ion, le arătați domnul Spânu, domnul Călugăreanu, faceți treaba, adem. Nu, absolut nu. Bun, un pic spatele, dar rest foarte bine. Nu contează cât de des îți schimbi haina, contează cât de mult lucrezi. Asta este motul tău în această emisiune. Nu contează cât de mult. Uite, da, acum chiar mă simt la țară. Știi când ești în drum? Da. Cum trebuie niște semințe. Da. Și suntem. Da, a fost soare mare, apropo. Sper că nu a influențat rău asupra pielii. Când n-aveți? Era un câine acolo, am văzut că nu e rău, da? Dar e... Am vrut că mi-a dat să spari pe Katie, dar mi-am dat seama că sărmana insărcinată. Eu nu știu ce se poate întâmpla. Mă ierți. Da, da. Hai, uite, eu tot aud. Nu, dar serios m-am oprit pe secundă. Era destul de cald. Simțeam pe umerii mei 40 de grade. Nicoleta, tu ai spus că știi cu vie, da? Vrei să te învați și pe tine? Cât vie am legat eu la viața mea, Nicoleta? N-ai văzut tu la viața ta? Cât ai legat? Legatul viței de vie mie îmi place tare mult. Mi-aduce aminte de bunica și cumva legatul la vie e o treabă care se face de dimineață sau după ora 17, când soarele un pic e mai domol. A, pe aici fetele în 30 minute. Se încadrează, da? Mai ales cum vă știu eu, muncitoare și talentate. Se reușește, destul de bine. Suntem la pod. Ține sacul. Bești? Nu, ține-l să... Nu stă bine. Trage-l mai în clasă. Mi-a făcut. Eu știu, dar nu trebuie să-l trage de... Așa. Așa, da? Foarte bine. Da. Din, uite așa. Nu așa. Eu îi ajut, pentru că ei știu mai bine cum să mănuiască și să pună chestiile astea sus. Eu îi ajut și deja pe dinși trebuie de întrebat dacă se primește bine sau nu prea. Așa și nu așa. Tot nu așa? Tot nu așa. Lucrează foarte bine. Lucrează foarte bine. Nu știu cum a negociat contractul cu Gazprom așa de prost. Am înțeles. Nu, zic, cu gaz a fost foarte dificil, pentru că țara noastră a fost supusă unui șantaj enorm. Evident că multe lucruri au rămas în spatele sticlii sau a cortinii, cum se spune, dar eu mă bucur că noi, totuși, după două iarni foarte complicate, am reușit să scăpăm de șantajul rusesc și cred că asta e cel mai important. Uite, Coajul, duci așa, fața în jos și că... E ca partea asta, plus și... Cu borta, ca să o îmbrăcăm aici. Ca să o poți îmbrăca, este papa, mamă. Înțeles. De ce s-a spus, am vrut să repede, da? Înțeles. Ah. Nu e atât de greu lucru cât foarte minuțios și e ca mă dor, da, am de fapt și sânge din cauza la ața asta, parcă se îmbibă în sânge. Și Elena, e încă pun pe acolo. La legat vie asta mai greu decât la tăietață. Ni s-a mai permis să gustăm din căpșunile care creșteau tot acolo printre rânduri. Foarte gustoase căpșunile. Fetele, cochetele, câte o căpșunică pentru mai multe puteri. Mușcată. Ce bune. Mai
de să plec și eu, măcar să încerc. Nicoleta, ca de obicei, Cătălin, dar tu știi cum se leagă viec. Eu am legat vie, dar tu ce faci, dar eu fac, dar tu nu faci. Băi, nu s-o oprește. Nicoleta, Adam-ul e un fel de buldozer. Ian, dă-mi un exemplu, ce ai putea să mă înveți, Nicoleta? Nu să comentez, ești prea micuț. E că eu ar putea să te învăț pe tine bunul simț. Vezi? Ți-aș putea da lecții de bun simț. Îți scapă uneori, Nicoleta. E? Da. Mă știți, un prezentator cu bun simț. Le-am dus câte un baciu de boli care sunt partenerii noștri din acest sezon. Vă mulțumim frumos. Am mers acolo în vii și le-am dus câte o sticlă de spumant. Nicoleta, dar cine-i totuși cu prezentatorul tău preferat? Tu, din păcate, te zărești doar unul. Dar și nu mai ai nicăieri niciun prezentator, ai mai avut de lungul timpului. Eu n-am avut niciodată, asta spuneam. Ba da, scuze, eu am mai mulți. Ana Sârbu, Victor Fortescue. M-am dus la fit. M-am dus, dacă-s băie de treabă. Nu cred. Dacă-s băie de treabă, le-am adus pe băutură mai mult sau mai puțin răcoritoare. Pe acea căldură, băi, aveam nevoie neapărat să ne udăm gâtul. Erau foarte bune, dar n-am înțeles de ce el a gustat din toate sticlele. Le-a deschis, le-a gustat și le-a dat. Zic că voia să guste. Așa, Nicole? Din a treia oară. Din a treia oară. Eu vreau deodată să... Păi, dacă până și nu... Nu, pe așa ies guvernanții. Nu, mai încoași, mai la mic. Încă. E că așa e bun, hai. Da, avem noi permanent, avem o discuție destul de colegială, nu doar la emisiunile la care participam. Domnul Spânu a aruncat o bombă aici la Vreau la Țară, a spus că gazul se ieftinește. Nu, el a venit și a filmat o secvență pentru TikTok, cred că, pentru că era cu telefonul, nu cu cameră. În mod normal, ești la emisiune în platou. De aici vine întrebarea, de aici... Cum spun? De aici vine răspund. Deci îți spun gazul, domnul Spânu. Se ieftinește. Se ieftinește gazul? Da. În premier aflăm. În premier. Ia uite, de când mă întreb, domnul Călăgureanu? Săptămâna asta. Dar la iarnă cu mașini? Și mai ieftin. Oi, b***i. Ia, suchi, avem bombe. Da, eu cred că va scădea. Adică este... Dacă ne uităm la tendințele pieței, în mod normal ar trebui să scadă, să nu mai fie cum a fost iarna trecută. El zice că s-a descurcat. El spune că contractul cu Gazprom e cel mai bun pentru Moldova. Și iată, tocmai au anunțat că iarna care vine o să avem tarife mult mai mici la gaz, pentru că am început să cumpărăm gaz ieftin și să-l stocăm încă de pe acum. Și lucrul ăsta deja se întâmplă. Ori noi, din decembrie anul trecut, cumpărăm gaz, de exemplu, din mult mai multe surse. Noi, el se bazează pe faptul că noi procurăm, facem niște achiziții de gaz în perioada asta și s-ar putea ca gazul ăsta să fie consumat iarna. Eu logic îl înțeleg. Respectiv, Energocom, care e compania de stat, a început să va cumpăra gaz la preț mai mic, respectiv, automat și prețul pentru consumator va scădea. Dar eu sunt convins că rușii o să găsească modalități prin care să ne facă să plătim mult mai scump pentru gaz. Indiferent că noi îl cumpărăm de pe piață sau nu. Bun, când vedeți voi asta, probabil voi deja știți, dar aici, când filmăm noi Vreau la Țară, încă nu se știe această informație atât de clar. Da, eu chiar sunt curios să văd ce tarif o să avem iarna următoare. Eu secvența de la Cătălin o să o păstrez și când o să avem un tarif de vreo 30 de lei la anul, o să-l invit pe domnul Spânu și o să-i pun secvența aceea cu promisiunea și după care o să-l întreb domnul Spânu, ia îmi spuneți cum acolo tariful. Am venit cu răcoritoare pentru voi, așa. Lichet? Ușurel, ușurel, câte una. Adică așa, câte jumătate, dacă vezi cu întreagă. Baciu de boli, spumant, la doză. Eu lucrez singur. Și când acum, hop, un ajutor, hop, un alt ajutor, domnul Spânu, hop, mai vine cineva și mai dă un ciocan, nu știu ce, e foarte ușor. Mai pune unul număr, hop, să faci mai repede. Corect? Asta e părerea mea. Bun, spor la muncă în continuare. I-am spus lui domnul Spânu, înțelegeți că aș avea atâtea glume să fac referituri la prezența dumneavoastră aici, pentru că, băi, atâta... A fost foarte mediatizat în ultimul timp.
haideți să ne închipim că îmi scria cineva, vină la emisiune, vreau la țară. Uh-huh. Și eu întrebam, dar cine da, e organizator, producător? Și spune, ei, nu-ți spunem cine. Uitem că eu nu vineam acolo. Eu nu pot să vin la o emisiune în care nu știu cine e producător. Pentru că orice om care scrie, mai ales care face știri, el trebuie să plătească cu reputația. În cazul în care el duce... De că luăm în cazul Salaviov, cel mai cunoscut. Atent, el e cunoscut om, dar el plătește cu reputația pentru falsuri. Ultimul fals a fost total deplasat. Deci el a spus, când am făcut... adunarea Moldova Europeană, nu știu dacă l-ai văzut, și Salaviov a folosit o poză de la adunarea Moldova Europeană și a zis că, de fapt, acesta este protestul ușor anti-guvern. A, a fost așa ceva? Exact. A fost fain. Cu excepția că scumpul nostru coleg venea și numai se vedea printre tufișuri. Da. Ce faceți? Ce faceți? Înșet? Că nu... Tu ca tu, da, camera? Hai să ne așezăm la cina aceea de taină. Oh, ce nu-mi place e că el mă provoacă ca eu să fiu deranjată de prezența lui lângă mine. Domnițele! Și de fapt nu este așa, adică nu înțeleg de ce face asta. Mai fac și eu așa o glumă încolo, încoace. Pe urmă, tot s-au ninat de stilul lui vestimentar, dar, mă rog, gusturile nu se discută, știi? Treaba lor. Uitați-vă aici. Uitați-vă aici. Da, vă rog, așa, nu cum e el. Poarta de hainele este din sezonul întâi. Uite, uite, filmează aici. Prezentator, înțelegi? Uite, uite, uite. Asta e dovad de muncă, Nicoleta. Eu lasă-mă. Munca l-a slăvit pe om, dar nici rapă nu e bine. La Nicoleta asta e jobul ei. Domnița Leona, unde sunt curcile? Că dumneavoastră curcile le știți. Curcile sunt acolo. Hai așa să-l dăm drumul. A. Și să le păștem. Pască. Să le păștem. Noi să le păștem. Numai doamna Leona? Să paștem. Nu, doamna Leona, să ne arate. Noi mergem toți. Adiem. Hai, Nicoleta. Eu doar vă arăt, băi, le paștem. Băi, le paștem. Minunat. Și am stat un pic să ne odihnim și când a văzut că nu prea avem treabă, el repede ne-a găsit ce să face. Și am mers să scoatem curcele la păscut. Pantalon, fetele, voi le deschideți și fiți atenți. Adică voi trebuie să vă uitați să-i pașteți în sens că să nu fugă, să nu se piardă nimeni, da? Nicoleta, stai acolo! Nicoleta, ai auzit? Da, da, eu nu vor să iasă. Cu ieșori. Nicoleta, ai grijă acolo. Să piardă niciunul. Păi adică nu, aveți grijă tu la stai lângă parteță, n-o să iasă. A, mai de acolo tot? Spate, spui, și de acolo și cumva noi să stăm prin... Da, curcanii. Prin părți, încă nu am mai văzut. Cătălin a venit. O deschis pe a dat, da. Tascul și... Asta de se duce? Cătălin aleargă să-l prindă. Dacă se pierde vreunul. Băi, și drept. E foarte ușurel acum. E foarte ușurel lucru. Ceea ce nu-mi place, pentru că văd potențialul acestei echipe. Și aici se poate făcut treabă. Ia uite, și-a găsit locul. Iar vă mai filmați cum eu mănânc, da? Păi tu ți-ai găsit locul potrivit pentru Paște. Pasc curcanii, pasc și eu. Ia uite, ăștia s-a speriat iar. Nu, el nu e stăriciotcă. Nu. Așa? Am urmă, stai eu aici pe loc. Stai! O bag eu, amu, stai, nu știu ca lucru făcut. Dar Andrei, cum îl vezi? Mai are puteri? Uleac a dat drumul la roț, nu știu cum, parcă. Da, e uleac sleit, dar s-a țină până la capăt, ne descurcăm toți. Tare bună treabă. Bună ziua! Bună ziua! Ce se aud la dumneavoastră? Foarte bine, încă un pic și podul gata. Munciți, văd că... Da. Ridicați casă. Cu drag, nu vei la clasă. Bravo! Întâi ridicăm o casă, pe urmă ridicăm o țară. Corect. Și pe urmă, Uniunea Europeană. Fetele, ce fac acolo? O terminat numai și de legat via. O legat via? Toată via. Migalos. Corect. Auci, auci. Ce frumos, o trase, o... Pe energetic asta, mă, pe... Corect, corect. Asta vitale. Am înțeles. Ne-a slățat drumată. Dar pe aici vine energia. Că dacă energia nu vine în centru... N-are sens, o tăiem de acolo. Corect, corect. Nu trebuie. Bravo, bravo.
Stă o mașină ciudată, a venit să le iei pe domnul Spânul acasă, mă dec. Îmi duci mulea căruța. Bună ziua! Bună ziua! Ne luați, vă rog, până la magazin. Ținte, nu, 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 ținte de ceva. Suntem de la Jurnal TV. Dacă mă vede Nicoleta Adam, am o să o vezi. Apașa! Dă-mi-le calul. Așa vreau, Cătălin să se comporte ok și să nu fie așa de înfăiat ca un curcan, că exact ca un curcan era astăzi. Mulțumim frumos. O secundă, scoborâm, doar. Hai, cobor tu primul. Anatol Ivanci. Bună ziua, Cătălin. Anatol Vasilici. Anatol Vasilici? Nu cred. Uitați-vă aici. Bacio de boli. Cel mai oribil task pe care poți să-l ai să paști. Eu nu știu cum la voi, la mine se asociază asta cum mi-a zis mama. Dacă nu o să înveți, o să paști bobocii. Deci asta m-am simțit eu pe teren. Totul a fost super până la păscutul curcanilor și a puilor. Dacă voșca nu sare la bătaie. Ia ca așa, ia uite cum iese, vezi? Dar nu-i speria, dar încet șor. Stai acolo, stai acolo. Dar stai că acolo e mama lor. Pur și simplu stai acolo, nu te mișca, că ea că încet șor. O să iasă. Nu, nu, nu a fost un lucru greu, dar un pic m-a speriat de curci. Eu nu știu, ele poate sară la om, nu pot, dar mai bine smapăr. Ce faci, mamă? Cum ne întoarcem? Mai mă gândesc, poate găsim o mașină ceva. Ne stăm la stație. Haideți să ne mergem acolo, totuși. Ce facem în reparație? Ce? Să o trag cu Delta? Nu, că acolo i-am băgat Delta, cum i-ați spus prima dată, sau o scoapă și... Dă-s-o băgăm aici până la capăt. Eu acasă la mine lucrez singur. Nu, așa, nu. Nu, ține. Aici e Ioan să o bag. Voi numai țineți-o pe și Ioan, e ca așa e. Deci el este foarte bun, este foarte muncitor și am zis, mi se pare că este foarte priceput la reparație. E foarte interesant să-i vezi pe oamenii ăștia într-un cadru ca Vreau la Țară, pentru că, repet, este un reality absolut deloc regizat, unde toate lucrurile se întâmplă 100% natural și oamenii vorbesc 100% natural. Nu unii politici. Să rugăm să-mi duc un domn polițist. Bună ziua. Bună ziua. Cătălin Lungu de la Jurnal TV sunt. Filmăm o emisiune. Vreau la Țară se numește emisiunea. Am vrut să vă rugăm ceva. Ați putea să ne duci cu mașina până la curtea de piatră? El avem pe domnul Spână acolo, el se bucură că se aude delegația vine. Nu merge, da? Okay. Am încercat măcar. Bun, mersi frumos. Mai timp când ne-am jucat cu focul. Și ziua 2 pe forță. Eu sunt curioasă dacă fetele vor rezista. Katie e tare obosită. Aliona zicea că e mai obișnuită cu munca la sat și ar mai fi făcut ceva. Ea, de fapt, s-a și implicat acum, a rămas la... curcani. Stai tu într-o parte și eu în alta. Dar eu mă tem. Dar nu te teme că nu-ți faci nimeni nimic. Stai acolo că ei să nu fugă iarăși. E ca ești amici. Înțelegi că e vede. Hai, fuga încolo. Așa. Așa. Stai acolo. E parcă sunt proști. Hai, fuga. Fuga. Și le-am scos, s-au păscut cât au păscut și la urmă... Când am dat să le trecem în colivie înapoi, a fost un pic problemă. Ia uite ce la dânsa, dar de ce așa? Pentru că ea ca vine cineva cu grăjaie și dar roșu. Dar tu ai văzut și... Da, dar are... Pulimiot virtualiot. La oare pare mai puțin aia. Vine, te rog, mai aproape. Aici? Da. Eu mă tem. Vin aici unde sunt eu. Aici nimeni n-aș facă nimic. Stai aici, că eu acuși de acolo, o să-i alung, să intre înăuntru. Uite cum sunt foaie, dibiola, stai acolo. Hai. La! Hai, plus, hai. Intră înăuntru. Hai, fugi. Ei, și noi le-am trecut pe toate într-o colivie, pentru că așa au intrat piele. Și noi n-am știut că poate să aibă conflicte. I-am amestecat un pic puișorii, dar ne-am clarificat până la urmă. Apucă-le de gât așa una de alta și gata. Nu te teme, că el între dânsele acum sunt concentrate. Apucă-te una de gât și trage-o și gata. Hei! Așa. Când așa bătăi? Acum scoate cu ei. Eu da, mă aștept noi să mâncăm binișor, să facem un shower și să ne ducem la culcare. Să putem și să dăm pe aici.
Măi, noi o inaugurăm până la plecare. Noi cu ce viteză punem lambriuri pe pot, cred că nici meșterii nu pun cu viteza asta, scuzați, vă rog. Băi, cătați-mi de lucru pe aici. Noi terminăm o cameră într-o zi. Nu mai merg la chestia. Domnul Ioan, ne luați la loc pe domnul Călugăreanu? Zic. Dar pe domnul Spână? Tot. Aha, nu. Tu nimerești prin lemn sau? Bine, te-am îndoi la lucru. Văzând cum a venit domnul Andrei din Vale, am înțeles că a făcut tare mult. Ia că atunci m-am nimerit. Am ales să nu mergi. Ești dușe. Ești dușe. Gata. Gata. Lentocica tăiem. Încă o dată, o mână caldă. Misiunea îndeplinită. O mână caldă. Dar eu să repădăz. Și asta problema. Este în afara așteptărilor noastre, nu ne-am închipuit. Deci vă spun că eu din start căutam să angajez persoane care să facă lucrul în afara camerei ca să, la urmă să avem rezultat. Dar văd că nu este cazul. Felicitări pentru lucrul de azi. Mersi. Astăzi, astăzi, evident, doar am început. Așa, astăzi ne-am încălzit, am făcut o incursiune în lumea muncii de aici. Mâine trebuie să vă spun din start că mâine e o zi grea, mâine e cea mai grea zi. Așa se întâmplă, a doua zi e ziua aia puternică. Nu, dar într-adevăr, mâncăm azi? Sau gata, pe azi gata? Eu zic să încheiem ziua 1 pașnic, să avem o cină, pentru că merităm. Să încununăm ziua mic cu cină. Foltă-s! Da, da, da. Am prins 3 ori cu telefonul. Și din nou bună seara! Wow, limonade! Da, și să vezi și după asta. Da, dar noi știm că o să fie. Cum așa să-i trimitem la culcare? Nu e vorba. Nu. Până la urmă sunt oaspeții noștri. Ah, dar mireasă are... Asta e și ei și spunea... Ce e ce ați cules astăzi? Da? Da, asta e roada vie. Să vedem ce ați lucrat, voi. Să vedem fetele ce au cules. Da, și ne muncești bine, papă bine, așa e? Voi cu masterclass-ul, da? Am și eu un masterclass pentru voi, dar de această dată de la Bacio di Bule, pentru că să începem acest sezon 2 cu bun augur și avem un grand cuvée brut. Deci, dragilor, e de colecție, de calitate. Îl deschidem. Eu trebuie să-l deschid? Da și un... Domnul Spână, de pe zi noastră, vă pricepiți la astea? Dacă băi ăsta strupește, este doar gustul, dar își pierde textura asta din prânz, știi? Eu zic ce-a spus domnul Spân. Mă zic că poate să-l deschid de atât că el e cu gaz. Suntem în prima zi din cel de-al doilea sezon și e clar că o să începem mai lejer, mai ușor, dar de mâine eu sunt absolut sigură că urmează toată acțiunea. Așa cum a fost și în sezonul trecut. Încă azi noaptea mă uit la domnul Spân la toate interviurile. Mâine dimineață chem pe Sveta Machioză de la Chișinău. Vine, mă machează. Îmi face alunica aici. Un pic de păr îți mai trebuie. Corect. Mai las un pic. Încă vreo 2 săptămâni, dar. Eu am urmărit mai multe videouri de-a lui Cătălin în care imită mai mulți politicieni și cred că îi primește foarte bine. Nu m-aș mira dacă reușești în cazul meu. Bun, poftă mare și cred că aici o să încheiem și ziua noastră. După asta o să puteți face ce vreți. Ce vreți, da, corect am spus. Sincer să vă spun, eu am impresia că astăzi aici, la Curtea de Piatră, jurnaliști nu sunt, politicieni nu sunt, suntem un grup de prieteni care vrem să realizăm un lucru frumos. Puța, ne îmbrăcăm și eu te pac. Dacă eu am fost deputat. Mergem să-i trezim. Pentru funcția pe care o are, o lucrat mult. Uitați-vă cum îmi pușcă spânul. Vedeam în cur cuvinte. Oameni, să ne ajute! Eu sunt fără și... Ce fac? Am venit după soție.